Salut! Eu sunt Alice, începe Virgin Vlog episodul cu numărul 17. Dacă vrei să râzi, stai cu noi! În episodul din această săptămână vedeți ceva ce n-a văzut Parisul. Nu am văzut în viața mea morcovi atât de mari. Avem parte de prima lecție de limba rusă din radio. Я хочу тебе сказать, что я так тебя люблю. Și asistăm la un moment de sinceritate susținut de vitamine. De ce te-ai despărțit de prima iubită? Că a fost prima iubită. A doua, nu? Săptămâna trecută am ajuns dincolo de Prut. De acolo vin celebrii Carla Dreams, Motanz, Irina Rimes, Mihail și eu, din Chișinău. Привет, девушка. Здрасте. Как ваши дела? Очень-очень все хорошо. Выпила чуть-чуть кому много вчера и позавчера. И окей, спрягал бецеванка, кроме всего. Dacă e umflată fața asta, înseamnă că nu ai niciun rid. Da. Am auzit că piața centrală din Chișinău a devenit una dintre cele mai interesante atracții turistice. Nu am văzut în viața mea morcovi atât de mari. Aici sunt buni, sunt dulci. Dar de unde sunt? De unii de la Izbis, sunt de la Creunie. Dar unii ai crescut și n-ai văzut mari? Și în cine unii ești tu? Eu sunt în Chișinău. Dar m-am dat la București. A, păi de atâta, că în Chișinău la țară de pierde. Dar așa nu e bine. Hai, parcă! Trei lei moldovenești, exact cât costă o călătorie cu troleibuzul. Și sincer, n-ai cum să pleci la Chișinău fără să te întorci de acolo cu bucurie. Welcome to the candy shop. Oh, ce vreau. Ne întoarcem în București. Bucurie mare și la radio. Camelia și Andrei și-au dorit să învețe limba rusă. Așa că le-am pregătit o surpriză. Deci voi imaginați-vă că sunteți doi actori, fiecare are interpretat un rol, da? Chiar dacă nu știți despre ce e vorba, dar mergeți pe feeling. Încercați să... Voi aveți un dialog, da? Ok. Încercați să simțiți limba. Andrei, tu primul. Я хочу тебе сказать, что я так тебя люблю. Понимаешь? 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 Не морочь мне голову. А? No, 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 no. Не морочь мне голову. Bun, acum hai să schimbăm intonația. Golovu. 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 Schimbăm intonația, da? Da. Bă, de fapt, da, era o intonație proastă, că de fapt înseamnă cu totul altceva. Deci, cred că da. Înseamnă Я хочу тебе сказать, что я так тебя люблю. Понимаешь? Не морочи мне голову. Хорошо. No. Все будет хорошо. No, no, aia mai încolo. Auzi, da, tu, Andrei, încerci să fii mai romantic și tu, Cami... Nu eram ca între băieți. Cum ar veni, sau nu. Ce mai fidel, fac. Știu eu ce de fapt, suntem pe o insulă. Suntem pe insulă. Da, și stăm la soare. Okay. Я хочу тебе сказать, что я так тебя люблю. Понимаешь? Не морочи. Hai cu a doua parte, da, cântată. Cum simțiți voi? A doua parte cântat? Da. Хорошо, весот будет хорошо. Cum era aia? Zeo bude harașo, zeo bude harașo. Nu e asta. E un fel de something just like this al lor. Hai încă una. Harașo veset bude. Harașo veset bude. Hai că... Ia toți mi iau! E prima piesă, am venit în fiecare și like mai ca asta. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, мы чувствую, я девки загуляю. Ой, загуляю. Sunt așa zile când îmi doresc să aflu mai multe despre colegii mei. Așa că am luat o portocală și am mers la Cristi Stanciu. Va trebui să răspunzi la câteva întrebări, nu-ți spun câte, mâncând din această portocală. Ideea este că va trebui să o termin pe toată în momentul în care îmi dai ultimul răspuns. Și vorbim despre portocală. Nu. Zi. Start. Yeah! Ce ai face dacă ai avea mai mult timp liber? Aș asculta mai multă muzică, aș dormi mai mult, aș petrece timp cu prietenii mai mult, aș... tot ce n-am putut să fac mai mult. De ce te-ai despărțit de prima iubită? De ce m-am despărțit? Că a fost prima iubită.
Eu te vreau să vin și a doua, nu? Care e diferența dintre un bucureștean și un moldovean? Unul e născut în București, altul e născut în Moldova. Blonde sau roșcat? Blonde, categoric. Cântăm puțin din prima piesă care îți trecea acum prin minte. De a... Dacă te-ai întâlnit cu diavolul, ce îi spune? Salut! Mai ai liber? Cel mai tare artist din România? Carlos Cina. Sau Vina și Carlos. Ce ai mâncat acum în loc de o portocală? Eclere. Hai, dă și mie, că nu mă termin pe toate și... Mai aveam și o banană în ghiozdan pentru Reme, care mereu ar mai mânca câte ceva, chiar dacă nu se vede. Va trebui să răspunzi la câteva dintre întrebări, nu știi câte sunt. Crește că răspunzând trebuie să mănânci din banana asta pe care s-o termin odată cu ultimul răspuns dat. Cu tot cu coajă? Dacă vrei. Bun, începem. Care este cel mai urâcios defect al tău? Sunt stresantă. Pe o scară de la 1 la 10, cât crezi că ești de sexy? Super sexy, 20 plus. În trupul cărui om ai vrea să trăiești pentru o zi? În trupul fostului. Ce ai vrea să-ți cumperați? O pereche de pantofi. Dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ce îi spune? Mai duci mie 40% în plus la salariu. Când erai mic, ai furat bani din portofelul părinților? Niciodată. Eu am făcut bani în familia Remețan. Și ultima întrebare. Când ai făcut sex ultima oară? Întoarce-te când se poate altfel. Săptămâna aceasta, Ina ne-a făcut o surpriză. Ne-am trezit cu ea în studio. Wow, stai că Ina s-a abonat la ce-mi place. Bună dimineața! Ce faci, Ina? Bine! Ina, 5 lucruri despre tine pe care nu le știam. Ia! Nu-mi place pătrunjelul. Vezi, aici pot să ridic și eu mâna. Uite, și Alexandra ridică mâna. Port mărimea 34 la pantofi. Aici nu mai ridic mâna. Nu pot să cred. Ce mai trebuie să mai știm despre tine? Îmi place să dorm foarte mult și aș putea să dorm chiar în fiecare zi mai mult de 10 ore. Vorbind de trezire de dimineață, vă dați seama cât de minunat mă simt acum? Da, da. Sper că te-ai culcat la 10 seara, da? Așa. Nu mai știu. Nu mai știi, Ina, lucruri despre ea. Oh my God, stai un pic. Pot să zic eu un lucru despre tine? Spune. Da, pe ăsta îl știe multă lume. Nu ai fost niciodată creat. Sau ai fost creat vreodată? Eu nu te-am văzut niciodată creat. Ți-ai ondulat vreodată părul? Tu vorbești serios? Da, mă, Bogdane, băi. Doamne. Băi, dacă a fost, au trecut atât de mulți ani încât efectiv eu nu mai... Stai un pic, că o să zic ceva... Tu natural? Care chiar, părul meu natural, îi creți. Vezi? Așa a scos lucruri de la Ina. Acum, dacă mă gândesc, cred că în 2008, când ne-am întâlnit noi prima dată, tu aveai părul ondulat, nu? Nu, trebuie să caut pozele. Nu, ideea e că nu prea mi-l port ondulat așa, că arată, zici că sunt un ciurlan adus de vânt. Și ăsta era al cincilea lucru despre Ina. Nu știu, o vorbă așa de la, cred că o știu de la mamaie, gen când ai părul vâlvoi așa. Unde te duci așa, zici că ești ciurlan adus de vânt. Bun, am aflat niște lucruri interesante despre Ina, dar mie mi se pare că astea sunt lucruri valabile pentru absolut oricine, adică chestiile astea putea să le spună orice om, indiferent că e artist. Sunt foarte umane. Da, sunt foarte umane. Ina, ești om? Doamne! Ina, ești om, da. Ești om normal. Sunt zero diferențe între Ina și un om normal, pentru că, uite, și eu mă trezesc dimineața și tot ciurlan sunt. Nu știam că sunt ciurlan până în ziua de astăzi. Ați văzut, ați văzut reclama de la Coca-Cola? Am văzut în lift? Nu? Da. În lift? M-am cine e băiatul ăla? Alex îl cheamă. Este student la actorie și e foarte, foarte talentat. Și ne-am super împrietenit acolo. Am văzut. Pe set. Dacă vă uitați, pe YouTube sunt 5 etaje și 5 postaze diferite. La fiecare etaj se întâmplă câte un lucru. Și e backstage. Se întâmplă backstage. La un moment dat vine o albină și mă... Hai, trebuie să vă uitați, da. Adică tot despre asta e vorba. Tot acolo, despre nu? Asta e vorba. Cam asta facem. Împreună cu Coca-Cola ne-am pus puterile împreună să demonstrăm că în fapt și în drept sunt zero diferențe, indiferent cine ești și indiferent ce statut ai. Așa ar trebui să tratezi lucrurile sau, și da. Așa este în fapt și în drept. Aș vrea să reproducem și noi poza din reclama Coke Zero atunci. Acum să o facem și noi poza. Că păi e Ali, cum îl cheamă pe băiatul Alex. Din... Alex. Păi e Alex și nu e Ionuț, cum e asta? Ai dreptate. Cum e asta? Te face cu fiecare dintre noi, da. Atunci. Eu așa zic. Să vedem cum iese mai bine, da. Ina, îți mulțumim foarte mult că ai venit în studio, hai să ne pozăm. Și mai am să vă arăt ceva, ceva ce nu puteam să țin doar pentru mine. Camelia este absolut delicioasă. Care luăm acum? Deci, domnul, piesa are 7 minute.
Ea are o construcție foarte interesantă. Dacă eu scot din ea, nu-i ca și cum ce-o părțesc? Se scoate la Armin? Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, abonați-vă la canalul nostru de YouTube Virgin Radio România. Eu sunt Alice, vă mulțumesc. Ne auzim mâine dimineață de la 10.